Bun găsit tuturor! Este ultima ediție a emisiunii noastre pe anul 2015 și vreau să nu ne uitați, dar nu-mi fac griji că nu va fi frumos, pentru că invitații mei speciali din această după-amiază vor avea grijă de asta. Trupa Soundcheck va crea o atmosferă de petrecere, o petrecere strălucitoare în spiritul anilor 30. Ceva mai târziu, actorii Mihail Arsenescu Werner și Emil Coșeru ne vor povesti despre revelioanele de altă dată. Vom vedea și ținute frumoase și fete frumoase. Asta este o promisiune. Iar acum, pentru că și-au făcut deja soundcheck-ul, sunt pregătiți să dea tonul pre-revelionului TVR Iași. Soundcheck! I wanna go on.
Uite, așa îți vine cheful de distracție cu o zi înainte de Revelion. Soundcheck, ca de obicei, la înălțime. Le-am admirat foarte mult și pe fete. Le stă grozav în această după-amiază, în rochițele lor roșii, marca anilor 30. Sunt curioasă dacă se poartă franjurile și anul acesta sau anul viitor, nici nu mai știu cum să spun. Poate voi afla de la invitatele mele, cele două Aline. Alina Buzilă, designer, și Alina Cosoi, event manager. Da. Am nimerit-o, da. Nu? Tu faci foarte multe lucruri, nici nu știu exact cum să te prezint. Se apropie Revelionul și e un pretext bun pentru noi, fetele, să facem abuz de sclipici și de paiete, dar dincolo de aceste evergreen-uri ale petrecerilor de Revelion, la ce să ne așteptăm sau ce crede designerul că ar trebui să vedem în seara de Revelion anul acesta? Pentru că tot m-ați invitat la petrecerea voastră înainte de Revelion, tot anul discutăm despre trenduri, despre ce se poartă sezonul ăsta și e o mare agitație în ce privește alegerea ținutelor pentru diverse ocazii. Eu zic că înainte de acest sfârșit de an să luăm o pauză și să ne regăsim și să ne căutăm echilibru sufletesc și apoi fiecare ținută vine la locul ei la momentul potrivit și așa cum trebuie. Deci cel mai bine este să simți foarte bine în pielea ta, să-ți iei un moment de răgaz și haina o să vedem și în seara asta, o să prezentăm câteva opțiuni, așa că opțiuni sunt. Nu o să fac foarte mult caz de ce se poartă, pentru că toată lumea vrea să fie cea mai bună versiune a lui. E o întrebare pe care designerii o tot primesc și cred că s-au plictisit tare, tare mult. M-am schimbat versiunea. Mai schimbăm tonul. Alina, tu cumva ai vrut să le pregătești pe doamnele și domnișoarele din Iași din timp și ai pregătit un show de modă. Practic, ce vom face noi în această după-amiază este o reiterare, pentru că acest spectacol s-a mai întâmplat. Da, cu ocazia sărbătorilor ne-am gândit să realizăm un eveniment în care să invităm designerii din Iași să prezinte ținute, să prezinte ținutele pe care deja le pregătiseră pentru sărbători, să prezinte și un brăduț personalizat pentru fiecare designer invitat. Iar noi vedem imagini de la eveniment, da. Care a avut loc? A avut loc pe data de 19 decembrie la Muzeul Gogol Niceanu. A fost organizat în colaborare cu Complexul Muzeal Moldova și cu Muzeul Memorial Mihail Gogol Niceanu. Și de asemenea este o extensie, să spunem, a evenimentului deja la a patra ediție, dacă nu mă înșel, organizat de Valentina Druțu, ferie de Crăciun. Toate ținutele care au fost prezentate în acest show au aparținut designerilor ieșeni? Da. Designerii invitați au fost Rude Tru, adică Alina Buzilă, Jotronet, atelierul Teonei, atelier Florentina M, Papucei, și fiecare designer a avut un brăduț acolo. Vedem doi brăduți. Brăduțul din stânga este al Alinei și Rude Tru. Și în dreapta e Florentina M. brăduțul, iar colecția rochița este atelierul Teonei. Modelele sunt din agenția noastră, Academia Models. Și a ieșit un spectacol frumos. Da, da. Alina, elegant și frumos. Cum mai descrie comunitatea designerilor din Iași? A evoluat în ultima vreme? Cum vă înțelegeți între voi? Văd că în același spectacol încăpeți. Absolut. Nu, cei care ne cunoaștem, cei care am avut ocazia să avem contact, să ne cunoaștem prin iată astfel de oportunități, suntem foarte buni prieteni și ne încurajăm și ne ajutăm reciproc. Ar fi culmea într-o comunitate în care, mă rog, e atât de greu să dezvolți un business de așa natură să fie altfel. Deci, clar, suntem prieteni și
asta ar putea și mai bine, adică am putea să creștem mai mult, dar uite că Alina a venit cu o inițiativă foarte frumoasă și într-un cadru mult mai intelectual, ca să spun așa, într-un muzeu, să ne depărtăm puțin de zona comercială Iamolului, unde avem loc destul de puțin, pentru că nu avem puterea unor retailer, unor branduri care au lanțuri de magazine, și atunci astfel de ocazii sunt foarte binevenite, foarte bine primite și de public și de clientela noastră, care se bucură să vadă și altceva în Iași. Eu, Alina, vreau să-ți mulțumesc în primul rând pentru ținuta din această seară pe care o port eu. O port cu mare grație. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și tot ținutele tale sunt vedetele în continuare. A sosit momentul doamnelor, a sosit momentul domnilor să le vedem pe fetele frumoase de la Academia Models, defilând în ținute create de Alina Buzilă și acompaniate de băieții de la Soundcheck. Foarte frumoase ținutele, foarte frumoase și fetele. Le vom vedea imediat și în ținute șotronet, dar până atunci însă, doamnelor, dacă nu ați avut timp să mergeți în magazin, să vă cumpărați o rochie sau nu ați ajuns în atelierul unui designer, nu fiți speriate, nu vă agitați, puteți oricând să apelați la eterna rochiță neagră, The Little Black Dress, și am pregătit și un reportaj care să vă inspire. Micuța rochie neagră e astăzi nu doar micuță, ci pe toate mărimile. Asta chiar dacă, așa cum era de așteptat, memoria afectivă a fashionului vă leagă de cei
54 de centimetri de talie ai lui Audrey Hepburn sau de stilizata Betty Boop. Și e chiar dinainte de micul dejun de la Tiffany care a făcut din rochița neagră costumul cel mai popular al tuturor timpurilor. Dar istoria ei se leagă de anii 20, când era de fapt interzisă și considerată chiar desuietă. Era purtată doar de văduvele de război, iar anii celui de-al doilea război mondial o transformă în uniformă pentru timpurile mai complicate ale istoriei. Casa Dior regândește conceptul de rochie neagră devenind de fapt partea culturii hollywoodiene. După ce este purtată pe covorul roșu al filmelor, Little Black Dress devine o imagine a unei femei fatale. Anii aduc cu sine și modificări, de lungime în special și de materiale. Însă imaginea clasică a rochiței negre rămâne asociată cu Audrey Hepburn. Însă nu va mai fi purtată niciodată doar la micul dejun de la Tiffany, pentru că Little Black Dress devine rochia bună la toate. Nu a
are rochiță neagră, dar are fustițe neagre. Dia, bine ai venit, te rog să iei loc la petrecerea noastră. În colțul ăsta e petrecerea fetelor, în colțul celălalt e petrecerea băieților. Da. Văd că au rămas fără fete, dar se întorc ele, că ce s-ar face băieții de la Soundcheck fără veverițele lor. Ce faci, Dia? Ți-ai ales rochița pentru Revelion? Noi despre asta vorbim aici. Bine, da? Când tot vorbeai de rochia clasică neagră, având și o nuanță intensă de păr, bineînțeles că voi apela la culoarea negru de data asta, o rochiță neagră voi avea. E înțeles. Important ca să ne simțim bine în noapte de Revelion, să ne simțim bine, să ne mișcăm lejer în ținutele noastre. Mă bucur că e și Alina aici cu noi, eu cu mama ei, cu doamna Ligia, am lucrat ani de zile și e o doamnă superbă. Te simți bine în seara de Revelion, în special dacă ai avut parte de un an grozav și hai să le întreb pe toate fetele pe rând, cum a fost pentru ele anul 2015? Anul 2015 a fost un an plin de provocări, am lansat două single-uri, colaborări frumoase, atât cu Randy, Magazin de Vise este compusă și produsă de Randy, în studiourile Famous Production. Am lansat un alt single, single-ul anterior, Dor, împreună cu Smiley și cu HaHaHa Production și aștept, bineînțeles, 2016 să văd ce îmi rezervă acest an, să fie unul foarte bun pentru toată lumea. Magazin de Vise, un single pe care, dacă nu mă înșel, l-ai cântat în premieră la noi? În premieră la voi am cântat piesa asta și la alte emisiuni, dar este pentru prima dată când o cânt aici, la Iași, acasă, bineînțeles. Alina, te ajut? Dacă iei să spui un lucru frumos pe care l-ai, de care ai avut parte anul acesta, are legătură cu acest calendar, nu? Da, este un eveniment iarăși de suflet al nostru, al agenției noastre. Este o extensie a evenimentului East Models Awards pe care l-am organizat în iunie. Este un eveniment ce se adresează modelelor care fac performanță în această lume greu de cucerit. Este un eveniment adresat designerilor din estul țării și din această parte iarăși plină de talente aici de față, dar nu numai. Este un calendar pe care l-am lansat în cadrul evenimentului de la Muzeul Cogălnicianu. Imaginile sunt realizate de Ciprian Iacob, cu care colaborăm foarte bine. Din câte știu, și Alina colaborează cu Ciprian. Calendarul a fost realizat în incinta Palatului Culturii și prezintă cele două finaliste, de fapt locul 1 și locul 2, Adriana Popovici și Anca Humureanu. Și Alina, a fost un an bun pentru brandul tău? A fost un an frumos, am avut foarte multe proiecte frumoase derulate și în Iași și în București. Am cunoscut foarte mulți prieteni, am regăsit prieteni, cum e Alina, pe care am știut de foarte mult timp, dar n-am avut ocazia să colaborăm și m-am bucurat foarte mult. Și a fost un an cu foarte mult zbucium, dar spre final totul s-a calmat, s-a aranjat și am înțeles și am învățat mai multe din, în general, din viață. Mulțumesc tare mult, fetelor, că ați acceptat să fiți parte la, și să luați parte la petrecerea noastră. Mulțumesc. Și să ne mai delectăm puțin, nu? Cu niște ținute frumoase, care de data aceasta sunt semnate de Șotronet. Thank you.
aplaudăm pe fete. Mulțumim frumoaselor fete, mulțumesc din nou invitatelor mele. Văd că băieții au fost foarte inspirați și au avut o interpretare la înălțime. Trupa Soundcheck rămâne cu noi până la finalul ediției, așa că să rămâneți și voi alături de noi până la finalul ediției. Acum, de la stilul petrecerilor dintre ani de astăzi, trecem la stilul petrecerilor de Revelion de altă dată. Nu că am ști noi cum era, dar eu una cel puțin voi afla cât de curând de la actorii Emil Coșeru și Mihail Arsenescu Werner. Dar înainte să intrăm în atmosferă și pentru că mâine e ziua televiziunii române, ne-am gândit să extragem un mic fragment din arhiva de aur a televiziunii și facem un omagiu lui Gică Petrescu, arătându-vă în același timp cum era Revelionul odinioară. Suflet candrii de papugi, cine să-l înțeleagă? Râde plângând, plânge cântând, viața o ia înșagă. Rău la blestemat norocul e sărat iubit, dar mereu bătul ar focul e îndrăgostit. Suflet candrit de papugi, cine să-l înțeleagă? Și pe scenă la revistă, eu cu vocea mea altistă, un alt cântec drag și nou v-am făcut cândva cadou. Una și două și nouă și încă 32. Zigarofița măi, joacă băiatul și fata la stânga și la dreapta. Zigarofița măi, doi pași pe loc și unul cu foc și încă o guriță că n-o fi foc. Na, garofița, na, păi ținainte nu te lăsa. Mână, birja, pe dumneata ca să n-o dai altuia. Trui, trui, trui. Ei, da, dacă azi farmecul unei seri de Revelion este dat de ținutele glamour, de meniurile sofisticate, de artificii și așa mai departe, înainte spectacolul era mai mult la televizor. Sau poate nu. Amintiri din epoca de aur, ne povestesc de piatră. Emil Coșeru și Mihail Arsenescu Werner, doi actori excepționali ai Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași. Nu știu dacă Mihaela își amintește că noi n-am avut ce se întâmplă acum. Ții minte că în 68, s-ar putea să mă contrazici, Mihaela, când a fost Revoluția Studenților la București, când au ieșit cu braț în piața universității și pe urmă au fost arestați, bineînțeles, și a venit Iliescu. Și, adică nu, Iliescu era șeful tineretului, dar a fost, îmi scapă numele acum,
în care ne-a adunat pe toți la Casandra, a făcut o ședință exact. A UTC-ului și ne-a beșterit câțiva au fost arestați, alții au fost ponegriți în așa, bine că noi nici nu le-am dat atenție, dar era cu totul altceva. Cu totul altceva era și atunci când nu aveam voie să purtăm plete. Eu purtam, acum sunt cu părul căruși. Și nici mustăți. Și nici mustăți sau pantaloni bungi. Nu-i cazul meu, dar... Și umbla poliția după tine ca să te bage în dube. Și atunci noi aveam niște hârtii din partea unei ATC-ului, IATC-ului, cum era pe vremea IATC-ului, aia. Da. Așa, dacă te vedea cu mustață și cu barbă și cu plete... Da, erau considerați oameni fără ocupație. Nu, avem braz, avem multe oameni care cântă la sax. E splendid, dar pe vremea aia nu se făcea. Vreau să spun că, bine, astea sunt, cum să zic, părțile neguroase, dar eu dureroase. Vreau să spun că, da, e adevărat. Însă erau și momente frumoase, deci nu le petreceam doar la televizor, pentru că acolo programul nu dura chiar așa de mult. Deși erau artiști minunați cum sunt și astăzi, da, și atunci Caragiu, Stella Popescu, ce să mai spun, Gică Petrescu, iubitul nostru, nemuritorul, așa îi se spunea, da. Însă pentru că oamenii erau mai puțin liberi, se întâlneau și mie mi se pare că petreceau mai puțin mai frumos decât astăzi. Poate că astăzi, nu știu, investim mai mult, e cu mai mult fast, cu mai multă pregătire, dar poate că e mai puțin profund, nu știu. Pe vremea aceea eram mai, nu știu, mai apropiați, mai prieteni, mai... Da. Cum se numeau alea când ne întâlneam așa la unul în casa altuia și ascultam Beatles, Rolling Stones... Da, mă rog, se chemau ceaiuri. Ceaiuri, așa, renumitele ceaiuri, alea erau... Vreau să vă gândiți... era puțin îmbunătățit, da? Mă rog să trecem peste asta. Apropo, altă parte neagră a acestei... Mihaela spune, e cu părțile bune, sunt cu părțile rele. Eu sunt optimistă incurabilă, deci nu... Am avut un spectacol la Casandra, în cinstea lui Nicu Ceaușescu, așa tot de anul nou sau de Crăciun, stăteam acolo pe scândura Casandrei și făceam un fel de colinde, un fel de urări din astea ciudate cu buhaiul pentru Nicu Ceaușescu și lucram ca nebunii până la miezul nopții ca să putem să le prezentăm lor niște surogate de colinde și era foarte interesant. Atunci mi-a picat și o scară în spate cu ocazia asta, dar mă rog, asta e altfel. Mai spune tu una bună. Da, să continuăm să fim să fim totuși optimiști. Vreau ca fiecare dintre dumneavoastră să se gândească la cea mai de pomină petrecere de Revelion pe care a avut-o și vă dau și timp de gândire cât mai ascultăm o piesă de la Soundcheck. Ah, minunat, să-i ascultăm. Vreau să fiu doar un oarecare, să dăruiesc la întâmplare, să văd doar fețe zâmbitoare în jurul meu. E ziua în care nu scot mașina din parcare, astăzi sunt doar un oarecare și iubesc pe fiecare. Deranjez, dacă vă enervez, nu asta intenționez. Vreau să vă adresez o singură întrebare. Când ați oferit, fără vreun motiv, o floare? Asta e pentru cei ce nu mai plâng. Asta e pentru inimi, să nu se mai frângă nicio inimă. E pentru cei care dau, nu contează cât iau și nu le pasă cât e ziua în care vreau să fiu doar un oarecare, să dăruiesc la întâmplare, să văd doar fețe zâmbitoare în jurul meu. Ziua în care nu scot mașina din parcare, pe fiecare în felul meu. Ziua în care Does he love me?
cred că cel puțin prima piesă, nu știu, nu prea se auze așa ceva la revelioanele de altă dată. Da, da, chiar cred, se procura greu muzica? Prima piesă, da, e a lui Smiley, e a lui Smiley, da? Nu, da. Nu cred și, că... Și eu nu sunt din generația asta, dar știu și versurile și melodia pe din afară și mi se pare, da, minunată. Mai ales că aș vrea și eu pentru să am muzică în care să optimistă. Nu scot mașina din parcare, dragii mei, dar nu prea apuc așa ceva. Eu aș vrea tare mult să am vocea lor. Cu Romeo ați făcut? Cu Cosmă, da? Cu Romeo Cosmă. Da, e la noi, la universitate, da. Așadar, cea mai de pomină petrecere... Mihera. Dintre eu țin minte că, bine, eram destul de tiner pe vremea aceea, eram cu soțul meu, Dan Werner, și ne-am dus în vizită la niște prieteni care aveau o casă și acolo ne-am distrat foarte bine, ne-am dat în bărci, ne-am dat în vinul Pusania. Roșu, ne-am dat, da, așa, în sarmale încârnați și când să plecăm acasă spre dimineață, am constatat că nu puteam să plecăm pentru că zăpata era dincolo de ferestre și nu mai puteam să ieșim. În așa hal ninsese peste noapte. Și atunci am stat pe capul obieților oameni aproape 3 zile până când a venit cineva să ne scoată de acolo. Iată că ați mai găsit un lucru frumos la minunat. Petrecerile de altă dată. Erau ierni de poveste atunci. Da. Țin minte că eu la Pata Doarne făceam niște revelioane minunate cu Sergiu, da, și cu Violeta, superb. Și într-un an nou ningea cam basme și noi aveam niște săni închiriate pe acolo, uh-huh, și ningea, ne dădeam cu sania, veneam a doua zi cu pe ghețuș de la Pata Doarne, nu conduceam eu, conducea altcineva. Și cu o frică enormă, stăteam vreo săptămână acolo la Pata Doarnei. Minunat. Adică ele au fost cele mai frumoase. Iar eram eu nevastă, da, da, niște, da, prieteni foarte buni. Ne întâlneam cu clujenii, că veneau, era o... Un schimb de opinii. Da, de opinii. Da, de ca la vama veche sau la 2 mai, când era vara. Astea erau pe iarnă făcute acum. Exact, da. Și ne întâlneam clujenii cu ieșenii și ei ne dădeau produse de ale lor, ardelenești, noi le dădeam poale în brâu, sarmale și așa, da, mai departe. Multe produse erau lichide, firește, dar, mă rog, asta e partea cea bună. Chiar așa, cum arătau meniurile? E bogate, ca și acum. Nu, românul totdeauna s-a descurcat, bine. Asta vreau să spun. S-a hrănit foarte bine, da, și da, chiar mă bucur pentru bucătăria românească. Da. Totdeauna am făcut propagandă și am o oroare să mă duc în Marea Britanie. N-am ce să mănânc acolo. Aș muri de foame. Aici sunt am... de acord. Ai fost în Marea Britanie, da, și am încercat... așa ai mâncat fish and chips. Fish and chips și am mâncat și English breakfast. Da, mizerie. Mizerie, adică asta mizerie, vai de capul lor în general, da. 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 Noi o ducem mult mai bine. Da, serios, adică nu, pe vremea aia poate n-aveam somon fumé sau mai știu ce alte fasoane de astea actuale, în schimb aveam de toate. Nu, aveam dantelă, aveam pe cineva care lucra la abator. Și spuneam prin telefon, îi spuneam, doamne, dăm și mie vreo 2, ca să mă audă securitatea, da, 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 dăm, exact, și mie vreo 2 metri de dantelă. Da. Și atunci iar dantela era de fapt de porc, sigur foarte, că da, bun. Da, sigur. Care sau la Pata Doarne. Niște rejanse care era șoriciu. Și atunci puțin rejanse. Muzica se procura la fel de greu? Nu, nu se procura. Sau la fel de ușor? Nu mai aveam cunoștințe. Era un samizdat al muzicii, ca și... Exact, exact. Da, în care tot timpul, da, cum spuneam la început, se asculta muzică bună din străinătate. Era un Cornel care... Cornel, sigur. Colegul, da, nostru care... Da. Cânta și era actor și cânta roșu și negru pe vremea aia, care era în formă. Sigur. Și în vogă foarte mare, cu Phoenix-ul, cu Țăndărite. Sincronul, erau, da, foarte multe formații atunci, Mondialul și așa mai departe. Să înțeleg că actorii făceau revelionul împreună. Nu, nu totdeauna. Nu, avem cercuri de prieteni ca și astăzi. Ca și astăzi, nu. Nu, s-a încercat, nu, permisiune odată să se facă în teatru național. Da, rezultatul a fost dezastru. De la jalnic spre catastrofa. Petrecerea s-a transformat într-o repetiție. Dar era o petrecere, balul anului, care se făcea în incinta teatrului, deci tot stalul era făcut de un
era ridicat o platformă enormă, da, exact, în care se servea, da, și lojile și cu balconul. Era o chestie ca la vieneză, în care era splendidă toată, da, era un fel de bal, și toată lumea, boierii mai venea la, la balul ăsta, în sala teatrului se servea, era foarte frumos, da, aranjați, da, îmbrăcați cu coanele, cu bijuterii, cu, da. Poate ar trebui renuită pe peronul, tradiția pe peronul asta, de la Teatrul Național, adică se trăgeau toate echipajele, era splendid, era foarte frumos. Am încercat eu, când am fost directora Cursache, să fac treaba asta, dar a dispărut platforma. Era o platformă foarte bună. Era esență tare și atunci pare mi se caut o primărie. Am căutat la primărie, n-am găsit-o. Înseamnă ori s-a furat, ori s-a ars. E, e pe undeva. Nu, că, că o iarnă puteai să faci foc cu trebuie cu să fie și vile care să aibă așa ceva, Dumnezeule, sigur că da. Acum ieșim puțin din jocul acesta pe care vi l-am propus. Nu știu dacă v-a plăcut provocarea noastră sau nu, oricum noi vă mulțumim că ați acceptat-o. Iar acum, revenind în prezent, sunt datoare să vă întreb cum a fost acest an pentru dumneavoastră. Să vă gândiți la un lucru sau două lucruri frumoase care vi s-au întâmplat în 2015, în 2015 și să ne împărtășiți. Da, eu aș putea spune că 2015 a fost un an foarte bun pentru mine. La un moment dat am și, a urmat așa un fel de festival de premii care au venit pe capul meu, încât a început să-mi fie teamă, pentru că nici așa nu-i bine, știi, să primești prea multe premii, da. Premiul Uniter, medalia de la universitatea noastră, titlul de cetățean de onoare al Iașului, un an bun. De ce un an de onoare? Cetățean de onoare, adică, ce s-a oferit, da, primarul Iașului? Mă vedeți, dragii mei, deci sunt, vă reprezint cu onoare și sunt... Nu că mă interesează și pe mine. Din dacă... punct de vedere lateral, nu reprezintă nimic decât onoarea și gloria, da, despre care ați auzit. Gloria nu se mănâncă, dar se păstrează și îți încălzește sufletul acolo undeva, da, sigur, da, că da, da, da. Placheta, trandafirii, da, și așa, da, mai departe, da. Așa că una peste alta a fost un an bun. Am avut roluri foarte bune la teatru, colaborări cu regizori de prestigiu. Unui om optimist îi se întâmplă numai lucruri bune. O, Doamne, nu chiar așa, că sfârșitul n-a fost chiar așa de bun, că am mai avut și un accident. Pomeni, nu-l pomeni. Nu-l pomenesc, gata, a trecut. A Domnule trecut Coșar, gata. La fel, a fost un an foarte bun, am jucat foarte mult. Spre sfârșitul anului am avut bucuria să joc în spectacolul lui Nica, Radu Nica, Cântăreața Cheală, deci un rol important cu o trupă și cu colegi devotați meseriei. Deci am avut un an foarte bun. Nu am de ce să mă plâng. Important e la noi să fim sănătoși. În meseria asta, asta contează, asta să fim contează, sănătoși. Da, da. Și asta le urez tuturor telespectatorilor noastre, să fie, să le dea Dumnezeu sănătate, pentru că pentru noi asta contează. Glorie, chestii, nu știu. Astea ce. Toate trec. Dacă sigur, ne dă Dumnezeu sănătate și putere să putem să stăm pe scenă, să ne dăm seama atunci cam asta... ce este esențial în viață. Atunci asta vă doresc și eu, dumneavoastră, să vă vedem cât mai sănătoși, cât mai zâmbitori. Cu bujori în obraz, sub lumina reflectoarelor. Și cât mai mult pe scena Teatrului Vă mulțumim Național. Tare mult, Doamne, și noastră la fel, un an bun. Numai, suntem oameni ai cetății, așa că... Mai avem doar câteva minute din emisiune, așa că mă voi ridica și mă voi duce puțin și spre prietenii mei de la Soundcheck, cei care au fost foarte cuminți în această după-amiază. Și după cum vă spuneam, am fost și foarte, ca de obicei, la înălțime. Voi de Revelion vă prinde noaptea dintre ani pe scenă, da? Like always. Da, noi de Revelion... Nu muncim, pentru că munca e în sala de repetiții. Acolo expunem munca noastră și sperăm ca și anul acesta să lăsăm o bucățică de amintire în mintea celor care vor fi prezenți în sală. Și na, asta ne place să facem și cu siguranță sperăm să fie bine și să plece cei de acolo cu, cu un tonus pozitiv, cu o amintire plăcută. Dă-i microfonul și Irei să ne spună și ea cum a fost 2015 pentru Soundcheck. Pentru Soundcheck. A fost foarte fă plin. Fă o medie, nu te uita, nu, la fiecare. A fost, să... a fost foarte plin. A fost cu multă muncă, ca de obicei.
a fost bine, zic eu. Eu chiar zic că a fost bine. Și proiecte pentru 2016 sunt? Am văzut că te uiți prea, vrei să-i dai lui microfonul? Da, el ar fi mai potrivit să vorbească despre proiecte. Proiectele le construim împreună, împreună facem tot. Și când ne vin ideile, atunci punem în practică și construim. Alex, întrebare delicată. Te-au inspirat fetele de la început? Vreau să-ți spun că nu mă inspiră așa ceva pe mine, pe mine mă inspiră altceva. Spune-ne ce? Așa. Deci pe mine mă inspiră dorința de a cânta și de a îmbuna sufletul omului prin talentul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Cuvinte foarte frumoase, dar să știi, cu toate acestea nu pot să cred că o femeie frumoasă nu te poate inspira. O femeie frumoasă consider că este în primul rând creația lui Dumnezeu și este un lucru foarte frumos. Ce-i frumos, e frumos. Așa este. Mulțumesc tare mult că ați dat tonul petrecerii noastre din această după-amiază. Dragii mei, am cam ajuns la finalul ediției. O ediție care se încheie cu totul pentru anul acesta și cred că data viitoare în acest cadru ne vom mai vedea în decembrie 2016. Până atunci să aveți parte de un an grozav. Nu uitați să vă puneți multe dorințe în seara dintre ani, dar nu uitați că tot voi trebuie să le îndepliniți. La revedere! Sometimes I go out by myself and look across the world.